Salut și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Eu sunt Dragoș și în acest tutorial o să vă prezint trei programe care ne ajută să ștergem definitiv foldere și fișiere din calculator. Primul program se numește Eraser. L-am descărcat și l-am instalat puțin mai devreme. După ce îl instalăm, dacă vrem să ștergem un fișier, dăm clic dreapta, observăm că avem programul integrat în meniul contextual. Îl selectăm și dăm aici pe Yes. Apare această fereastră, avem și câteva opțiuni pentru ștergere. Apăsăm pe Yes, s-a creat task-ul și fișierul a fost șters. Dacă deschidem interfața, observăm aici la Erase Schedule fișierele care au fost șterse. Apar în această listă task-uri executate manual. La Settings avem posibilitatea să păstrăm programul integrat în Windows Explorer, la limbă avem doar engleză. Metoda default pentru ștergerea fișierelor este Gutman. O lăsăm pe aceasta și dacă vrem să facem alte modificări, vă recomand să lăsați așa. Apăsăm pe Save Settings dacă modificăm ceva. Următorul program care ne ajută să ștergem permanent fișiere din calculator se numește Tweak Now Secure Delete. Alegem primul rezultat, apăsăm aici pe Download. Se descarcă programul, mergem la descărcări, îl instalăm. Next, acceptăm termenii, iarăși Next. Instalarea, după cum vedeți, este una simplă. Dăm finish, așa arată iconița. Haideți să vedem dacă se integrează în meniul contextual. Se pare că nu apare. Îl lansăm cu iconița de pe desktop, o interfață la fel simplă. File and folders. Nu apare nimic dacă dăm click pentru că deja suntem în această secțiune. Dacă mergem la Recycle Bin, putem goli de aici coșul, să ștergem definitiv fișierele mutate în coș. De aici putem alege să ștergem page file-ul la shutdown. De bază este pe disable. Dacă nu știți ce este page file, vă explic aici mai sus despre ce este vorba. Avem și butonul de help, file and folders, dacă ne întoarcem, adăugăm un fișier, adăugăm un folder. La opțiuni, la fel avem metodele de ștergere, la fel metoda Gutman este cea de bază, o lăsăm pe aceasta. Dacă dăm click, foarte simplu, adăugăm fișierul și folderul care ne interesează, după care apăsăm aici pe remove și acesta va fi eliminat. Bun, și ultimul program pe care vreau să vi-l arăt. Bineînțeles că există mai multe programe de genul. Se numește în felul următor. Dăm click pe primul rezultat. Bleach Bit. Mergem pe secțiunea de download. Alegem package-ul pentru Windows. Avem și o versiune portabilă. O să o descarc pe aceasta pentru că nu mai am chef să fac instalarea. Se descarcă arhiva zip. Mergem iarăși la descărcări.
Dezarhivez cu 7 zip. Avem folderul și aici găsim executabilul. Îl deschidem. Și așa arată interfața pentru acest program. Aici putem bifa ce elemente din browser dorim să șteargă, de exemplu pentru Firefox, Flash-ul, pentru Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Office, Opera și așa mai departe, fișiere de sistem, anumite zone din sistem, Windows Defender, Windows Explorer. Dacă mergem aici la fișier, avem opțiunile acestea, distruge fișiere, distruge dosar, curăță spațiu liber, distruge configurările și ieși. La preferințe avem câteva setări simple. După cum vedeți, interfața este în limba română și o listă cu excepții. Dacă vrem să adăugăm fișiere sau dosare care să fie excepții, să fie adăugate la excepții, să nu fie șterse sau modificate de program. Distruge fișiere și la fel alegem fișierul care vrem să fie șters permanent, îl încărcăm, ne întreabă dacă suntem siguri de această operațiune, delete și fișiere șterse, ne arată aici numărul și operațiunea a fost finalizată. Cam asta am vrut să vă arăt în acest tutorial. Sper să vă fie utile aceste 3 programe în ștergerea definitivă a programelor, a fișierelor, mă scuzați. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!